Bianca, s-o simt. Bună seara, bine ai venit. Bună seara. Cătălin. Cristiano, pare bine. Încântat. Ești o persoană deosebită, știam. Nu știu cum ele să fără cuvinte în seara asta. Păstrează-ți cuvintele pentru că voi avea nevoie de ele. Această epistolă? Ai scris-o pentru mine? O să-mi rezerv dreptul de a citi puțin mai târziu. Acum te invit în palatul nostru la petrecerea noastră. Ok, abia aștept. La revedere. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Bună seara, Cătălin. Încântat. Este o seară providențială. Eu sunt femeia cameleon. Cu mine nu te vei plictisi niciodată, îți garantez. Tot ce trebuie să faci este să mă descoperi treptat. Am crezut că vrei să te descoperi chiar acum. Și acum și mai târziu, pentru că, într-adevăr, îmi rezerv anumite mistere pentru a te cuceri. Ok, eu te invit cu mască sau fără mască în palatul nostru. Deja simt o alchimie între noi. Mulțumesc. Seara plăcută. Bună seara! Bună seara! Sunt Cristina, îmi pare bine. E un coșuleț cu bomboane. Da. Vrei să mă îndulcești? Nu este ziua mea. Nu, ai venit să mă îndulcești, nu? Dar e la fel de dulce ca mine. Și cred că m-am gândit că o să le iau cu mine, pentru că fetele care vor pleca acasă o să aibă nevoie să se îndulcească cu siguranță. Ok, bine, scufița roșie. Da. O seară plăcută. Mulțumesc la fel. Ok. Bună seara! Bună seara! Simona este numele meu. Îmi pare bine să te cunosc. Știi că de obicei esențele tari se țin în sticlițe mici. Eu sunt mică și mai ales sunt săgetător, la fel ca tine. Și de obicei nu trebuie decât să interacționăm și să ne înțelegem dintr-o singură privire. Săgetătorii spun lucrurilor pe nume, așa că te invit în palatul nostru să vedem ce avem să ne spunem unul altuia. Da, de vă aștept. Mulțumesc! Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Cătălin! Sau mai bine spus, bună seara, Mr. Perfect! Eu sunt Corina și am venit tocmai din Constanța, special să te cunosc. Vin de la malul mării? Da, vreau să-ți spun un mic secret. Valurile mării ascund multe mistere, iar eu, pentru tine special, am adus această scoică, drept cadou, pe care, dacă o vei asculta, îți va șopti numele aleasei tale. Și care să fie acela? Ok. Eu sunt Corina. Ok. Bună, Corina, scuză-mă. Ok. O seară plăcută, Corina. Și ție, te pup. Ultimele domnișoare din rândul celor 22 de protagoniste sunt pe cale să-l descopere pe Cătălin. Rivalitatea nu și-a spus cuvântul însă, astfel că fetele se încurajează reciproc în pragul primei întâlniri cu misteriosul Burlac. Argentinian, este dansul dragostei. Bine ai venit la palat. Bine te-am găsit, mă numesc Alina. Sunt olteancă și sunt dansator profesionist.
Abia știu să dansăm. Aștept mai târziu la un tango. Bună seara! Bună seara, Andra! Bună seara! Wow, îmi tremură picioarele, jur! De ce? Nu mă așteptam chiar așa. Chiar așa ce? Sunt foarte impresionată de ceea ce văd. Mă bâlbui, scuză-mă, dar mi-ai creat niște emoții imense. Îți dai seama ce emoții am să cunosc 22 de ani. Da, îmi imaginez. Dar cât de mult că ai stârnit o curiozitate de neașteptat. Oricum, eu te invit în palatul nostru și ne vedem înăuntru. Mulțumesc frumos! Să ne cunoaștem mai bine. Sper să cunosc veselia din mine mai bine. Ok. Bună seara, bine ai venit. Bună, Mihaela, îmi pare bine. Cătălin, încântat. Ai emoții? Și mai mare de data aceasta. De ce? Este normal, prima oară când te cunosc și... Eu sper să-ți treacă și să ne acomodăm împreună. Și eu sper acele lucruri. În palatul nostru. Mersi frumos. O seară plăcută. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Cătălin, încântat! Melania, pare bine! Am adus un trandafir cu mine pentru că știu că simbolizează dragostea. Este alb pentru că culoarea reprezintă sinceritatea și aș vrea să ți-l dăruiesc. Mulțumesc frumos! De obicei, bărbații dăruiesc trandafiri femeilor roșii pentru că simbolizează într-adevăr dragostea. Sper să fii sinceră prin acest trandafir alb și... Mulțumesc o seară plăcută și nu numai, poate chiar mai multe zile alături de noi. O seară plăcută! Bună, Cătălin! Eu sunt Mihaela. Poate te întreb de ce port acești ochelari de aviator. Pentru simplu fapt că în curând mi se va îndeplini cel mai mare vis al meu de a deveni stewardeză. Super! Sunt o femeie independentă, puternică, iar ceea ce îmi doresc tot timpul mi se îndeplinește, așa că ai grijă. Ok. Ce bine miroși! Sper să ne revedem pe cursele aeriene. Și sper. Un sper! Da, plăcere! Bună seara! Sunt Violeta. Încântat! Am o mică surpriză pentru tine. Mm. Dar pentru asta trebuie să închid un pic ochii. Să închid ochii? Da. M-au împușcat, mi-au ghicit în palmă. Oare ce trebuie să vă mai facă? Ok, am să închid. Trebuie să închizi un pic ochii, trebuie să ai puțină încredere în mine. Nu ți se va întâmpla nimic rău. E greu să nimic... ai încredere în femei, dar ok. Am să închid ochii. Ok? Mm-hmm. Da? Nu trage ochiul. Consider că să fii o persoană puțin mai îndrăzneață nu face nimic rău. Așa că am și eu o latură puțin mai romantică, dar pe asta te las să descoperi tu. Te invit deocamdată în palat. Am să-ți descoper toate laturile, sper. Ok. Seară plăcută. Mulțumesc la fel. E de bună calitate. Rujul. Cătălin! Nu știi ce ai pierdut. Stewardeză, dansatoare, scriitoare, cântărețe. Trebuie să stai aici, mi-ntreajmă. Foarte interesant. Oricum, e greu să-mi aduc aminte de 22 de fete care m-au impresionat mai tare, dar
Ai pierdut, trebuie să stai cu intrașul. Să știi. Cred că ar trebui să le cunoști mai bine. Să mergem.